Uneori lucrez cu persoane care au ținut diete toată viața lor și, mai ales după ce au ținut recent dieta ketogenică sau diverse diete disociate, sunt uluiți de faptul că au grăsime în masa musculară. Sunt uluiți de faptul că prețul slăbitului rapid, care se întâmplă de fapt prin pierdere de masă musculară și apă, este creșterea tendinței de îngreșat. Și când le subliniez că este important pentru slăbit de grăsime, nu de apă și mușchi, să mănânci carne cu cartofi și cu salată, nu carne cu salată, sunt absolut uluiți. Însă, aceste metode de slăbit rapid asociază slăbitul rapid efectiv fie prin pierdere de masă musculară totală, fie prin masă musculară activă pierdută prin depozitare ectopică de grăsime în masa musculară. Exact ca la mușchiul de porc sau de vită, în care grăsimea este în masa musculară, fix asta se întâmplă atunci când mănânci disociat, doar, să zic, carne sau brânză sau ouă cu legume, și fie mănânci carbohidrații la alte mese, cum se întâmplă în Montignac, fie mănânci foarte puțin sau deloc carbohidrați, sau când mănânci disociat pe zile sau tot felul de alte mode de mâncat disociat care generează slăbit rapid, pur și simplu prin pierdere de masă musculară. Și când vezi asta, negru pe alb, pe măsurătoarea efectivă de compoziție corporală și când vezi asta obiectiv în evoluția ta, pe parcursul diverselor diete pe care le-ai ținut, pe care ai observat direct pe propria piele că tot ținând diete, pe de o parte te reîngrași din ce în ce mai ușor, iar pe de altă parte chiar îți este din ce în ce mai greu să îți păstrezi măcar greutatea și tot te miri că slăbitul real, fiziologic, profesional nu conține eliminare de întregi categorii de nutrienți și nu conține tot felul de disocieri care practic fiziologic te costă masa musculară, trăiești în utopia. Efectiv, toată industria de slăbit, tot acest slăbit rapid, se bazează pe pierdere de masă musculară. Iar pierdere de masă musculară înseamnă treptat, treptat creșterea tendinței de îngrășat, mâncând din ce în ce mai puțin. Și unii oameni, uneori, chiar dacă înțeleg, încă se agață de speranța că pot cumva să slăbească întâi ce-o fi, nu contează, cumva să slăbească ceva și apoi o să-și vadă ei de metabolism, de sănătate, de toate celelalte. Numai că asta nu există biologic. Pentru că slăbitul rapid, disociat sau ketogenic se bazează pe pierdere de masă musculară totală sau activă, după ce o să ajungi la greutatea pe care ți-o închipui tu, că ar fi indicată pentru înălțimea și percepția ta, o să ai o creștere a tendinței de îngrășat. O să ai o scădere metabolică. Când îți scade masa musculară totală sau activă, ai o scădere metabolică. Iar această speranță că o să poți să îți corectezi cumva, o să-ți vezi tu de sănătate și metabolism după ce o să slăbești, se bazează pe speranțe și atât. Și aceste speranțe de slăbit, rapid, menținubil, ușor, pe termen lung, întreabă-te, tu pe tine, uitându-te la ce s-a întâmplat în ultimii ani, în ultimul an, după diverse diete de slăbit rapid, întreabă-te, încă speri că slăbit rapid înseamnă menținutul greutății?